Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. Hai să dăm drumul clipului de astăzi. Primul clip de astăzi ne prezintă momentul spectaculos al unui simplu jaf surprins de o cameră de supraveghere de la un bancomat, care mai târziu, culmea, are să termine cu un final fericit. Și într-o joi pe înserate m-am apucat de furate. Foamea rău mă învinuia și atunci am întins mâna și-am furat un portofel, măi. Am furat un portofel, m-a prins gaborii cu el. Portofele, 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 pentru voi, dragi chinuri. Nu știu sigur dacă este filmat în România clipul ăsta, dar după părerea mea, sigur are toate șansele să fie. Pentru că la cât de bine a mers scamatorialul ăsta, mi-e să nu fie cumva un verișor sau frat al lui Dragnea, că prea seamănă la mișcări așa și cu, știi? Adică seamănă amândoi cu tactica lor, cu... Te-ai prins? M-am apucat de furat, foamea rău mă învinuia și atunci am întins mâna și-am furat un portofel, măi. Am furat un portofel, m-a prins gaborii cu el. Ce faci atunci când o petrecere se termină și vrei ca oaspeții tăi să plece cât mai repede? Păi întâi și întâi le iei cu d-astea că... Vai, mulțumesc că ați venit, sper că v-ați simțit minunat alături de mine aici. Hai, mua, mua, hai, la revedere, hai, pa, hai, hai, du-te, boali. Dar ce faci când unul dintre ei vrea să mai stea la tine, că poate să mai gândește că mai primește ceva mâncare așa, moca, hm? E, uite asta. Da, bate-o, mă! Ce mă te face pe tine, mă, da, bate-o, mă! Sau cel puțin, dacă nu o bați, ia-o de pe scaun, dă-i două șuturi în fund și dă-o afară, mă, poartă! Nu te mai prost, ia tot! Motor ne prezintă din nou faptul că nu este bine să te pui cu mama natură. Oricât de mare ai fi tu sau indiferent cine ai fi tu pe lumea asta, nu o face, mă. Pentru că dacă o faci, s-ar putea să pățești ca ăsta. Au, mamă! Deci dacă până acum se gândea că era o idee bună să deranjeze pisica aia luând-o ca pe o cârpă, acum nu se gândește la nimic, că nu mai are cu ce. Sunt sigur că niciunul dintre voi nu vă place să fiți deranjat atunci când mâncați, fie la casă, la restaurant sau oriunde ați fi. Sau și mai rău, din mâncarea ta să mai vină unul să mai ciordească din ea, știi? Că sunt și de-ăștia foarte puși pe treabă. Însă pentru găina asta, efectiv nu contează. Indiferent pe ce e vorba, nu contează. Puișor, vezi că mâncarea e pentru porci, nu pentru găini. E pentru aia care se îngrașă. Nu fac ouă. Bă, ce tupeu are, mă. Indiferent ce se întâmplă, faci ceea ce faci și tot să bagă pe un porc ăla pe acolo. Momentul ăla când mor de foame, da, tu știi chestia asta, că mereu mor de foame. Dar știi momentul ăla când mor de foame și
N-ai niciun fel de mâncare pe nicăieri și mă adresez în special fetelor, pentru că fetele fac uneori foamea mai ceva ca băieții. Și când dau de mâncare, reacția lor este cam așa. Mâncare, mâncare, da, dă-și mie ce mâncare, da, dă mâncare la băiatul aici, dă mâncare, așa, pupața și tălpile, dă-și mie mâncare, ce bine îmi parc de-a lângă mine. Genul ăsta de fată îl vezi cam oriunde astăzi. Dacă ai, de exemplu, ceva la tine de mâncare și o întrebi dacă vrea și ea, ea răspunde și că nu, fată, nu, vreau să-mi păstrez silueta, nu vezi ce grasă sunt? Dar după aia când simt și ele că nu mai se poate și vede că mâncarea este singura soluție, se comportă ca asta. Și ultimul video de astăzi este cu și despre o pasăre care nu înțelege efectiv diferența dintre o creangă și o ștergător de parbriz. Bă, ce-ați făcut bă la craca asta, mă? Bă, Doamne, nu pot să mai stau și-o locului fără să miște craca asta. Sunteți nebun la cap. Opriți craca asta, Doamne, iartă-mă. Doamne, opriți craca asta. Aoleo, mie zăi, mătii. Dragii mei, cam asta a fost cu acest video de astăzi. Sper tot sufletul că v-a plăcut. Nu uitați să-l împrășteați peste tot, să vă abonați și să activați și clopoțelul ca să aveți notificare când postez. Eu am fost Bogdan, mersi că m-ați urmărit și astăzi și ne vedem cât de curând posibil. Pa, pa!